Angajatorii din Maramureș care au respectat legislația și care au depus actele adiționale la contractele colective de muncă, potrivit ordonanței 82/2017, se pot adresa inspectorilor de muncă în vederea ridicării documentelor care li se cuvin. Acestea sunt finalizate, au fost înregistrate și pot să se prezinte la inspectorat, să ridice oricând aceste documente. Nu are rost să le mai păstreze, să le păstrăm noi, până la urmă sunt documente ale lor, care dacă apare un control sau în situația unui control, le vor fi cerute de către inspectorii de muncă. Agenții economii se pot prezenta la ITM Maramureș de luni până joi între orele 8 și 16, iar vineri în intervalul orar 8-13.